Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi și începe o nouă ediție România Politică. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare vineri vedem principalele declarații făcute aici pe parcursul întregii săptămâni. Aș începe cu dumneavoastră, domnule Orban. Aș vrea să vă întreb cum ați privit ieri anunțul făcut de Nicolae Ciucă, cel care, actualul președinte al PNL, cel care anunța că merge de mână cu PSD în alegerile europarlamentare. O rușine pentru istoria PNL și pentru liberalism. Actuala conducere a PNL a înmormântat aproape definitiv liberalismul în Partidul Național Liberal. L-am văzut ieri pe Ciucă într-o postură subalternă, fără pic de zvâc, împiedicat în logică și încercând să găsească argumente pentru o poziție umilitoare adoptată, pentru care nu există niciun fel de argument. Credeți că este cea mai bună soluție pentru PNL sau este cea mai bună soluție această comasare a listelor doar pentru Nicolae Ciucă, domnule Orban? Este o prostie. Cea mai mare prostie, evident, este decizia de a face guvern comun cu PSD după ce ai făcut campanie 4 ani de zile jos ciuma roșie, votați PNL, scăpați de PSD. Asta e cea mai mare prostie, aberație politică, trădare a alegătorilor liberali care au simpatizat și au votat cu PNL în alegerile parlamentare. Faptul că se stabilește o listă comună, iar în spatele acestei decizii, vă spun în deplină cunoștință de cauză, că de fapt se ascunde decizia de a susține un candidat PSD la președinția României. Aveam și noi astfel de informații în acest sens, dar acum că probabil nu știți mai bine negocierile care s-au purtat sau cum se poartă negocierile de acest fel în cadrul unei coaliții sau a unor decizii ale celor două partide, credeți că ar putea PNL să-i facă campanie lui Marcel Ciolacu sau ar trebui să vină mai degrabă un alt lider PSD, poate un independent sau prezentat ca fiind? Eu nu cred că Ciolacu negociază pentru alt candidat. A negociat pentru alt candidat al PSD decât Ciolacu. Dacă vă uitați în istoria post-revoluționară, în aproape toate candidaturile la prezidențiale, din partea FDSN, PDSR, PSD, a candidat președintele partidului. Domnule Orban, nu am niciun fel de motiv să cred că PSD va propune alt candidat decât președintele PSD. Dacă va fi acela Marcel Ciolacu la vremea negocierilor, la vremea deciziei, în momentul în care se va lua această decizie a candidatului la prezidențiale. Veți vedea că nu mai e foarte mult timp. Oricum și decizia asta să faci alegeri în septembrie cu campanie electorală în august. August este luna în care sunt plecați cei mai mulți români în concedii. Cine o să urmărească campania când milioane de oameni sunt plecați în concedii, mulți plecând din țară? Exact asta își doresc. Un interes minor pentru campania prezidențială, o prezență cât mai mică la vot, astfel încât să-și adune electoratul clientelar sau electoratul care votează de frică sau din interes cu ei pentru a-și maximiza șansele de câștigare a alegerilor prezidențiale. Dumneavoastră știți, domnule Orban, la fel cum știu și eu, probabil că ați discutat și dumneavoastră cu lideri din teritoriu, atât de la PNL cât și de la PSD sunt foarte nemulțumiți de această decizie de a merge pe liste comune la europarlamentare și pe liste separate la alegerile locale. Ați înțeles care este logica acestei decizii, domnule Orban? N-are nicio logică. Da. Gândiți-vă că dacă nu se fac alianțe locale, că dacă ați urmărit ieri, nu a fost exclusă această posibilitate, ci au spus că asta vă decide organizațiile cum vor merge. Adică cumva o aruncă pe organizații, dacă nu se înțeleg. E o decizie aiuritoare, adică cum poate
să se bată într-o localitate primarul PSD cu candidatul PNL și amândoi să solicite alegătorilor să voteze lista de europarlamentare comună PSD-PNL, va fi aproape imposibil de pus în practică. Dar asta e problema lor, nu mă interesează. Pe mine mă interesează că totul a arătat un troc, o târguială, ca la piață, o încălcare grosolană a oricărei norme constituționale în aranjarea legilor astfel încât să le dea bine pentru ei. Inclusiv chestiunea asta, îți faci locale cu europarlamentare, vă dați seama că practic campania de europarlamentare va pica pe locul 2. Da. Pentru că oamenii sunt mai preocupați. S-ar putea și prezența la europarlamentare să fie pe locul 2. Da, și aici argumentul folosit este mincinos. Că de-aia au făcut locale cu europarlamentare ca să vină mai mulți la vot. Cum poți să minți în halul ăsta când în 2019 la alegerile parlamentare prezența la vot a fost de 49%, iar în 2020 prezența la locale a fost de 46%. În toate sondajele de opinie, intenția de participare la vot era maximă. Eu vă spun în sondajele făcute că estimarea privind prezența la vot era pentru europarlamentare curate, nu pentru comasate locale cu europarlamentare, era între 52% și 58%. Ilie Bolojan. Deci astea sunt minciuni gogonate. Ilie Bolojan, un important lider din Ardeal al Partidului Național Liberal, avertiza ieri conducerea PNL în ședință, în spatele ușilor închise, că aleșii locali din Ardeal s-ar putea să nu tragă pentru lista pentru europarlamentare, ci doar pentru propriul mandat. Eu vă spun doar atât. Cunosc foarte bine psihologia. Pentru a scăpa funcția, a se salva în fruntea PNL, Ciucă, Bode, Rareș Bogdan și alți epigoni practic au sacrificat inclusiv interesele candidaților PNL. Eu vă spun că în momentul de față, după decizia de listă comună la europarlamentare, foarte mulți votanți care ar fi votat cu PNL au luat decizia de a nu mai vota cu PNL. Iar asta dăunează inclusiv candidaților la primărie pe care îi va promova PNL-ul în aceste alegeri locale, diminuându-le șansele fie de a recâștiga mandatul, fie de a câștiga primăria în bătălie cu vreun alt primar aflat în funcție. Credeți deci este o sacrificare inclusiv a interesului aleșilor locali pentru interesul lui Ciucă, al lui Bode, care să mascheze slăbiciunea gravă. Știți cât are cu adevărat PNL în sondajele făcute pe bune? Sub 15%. Nu 18, nu 20, așa cum arată sondajele mincinoase. Iar orice om care este cu picioarele pe pământ și vorbește, comunică cu oamenii la firul ierbii, știe foarte clar că în momentul de față PNL-ul a ajuns să fie urât, aproape cum era urât PD-ul în perioada de după tăierea pensiilor, salariilor, de după guvernarea POC. Domnule Orban, o ultimă întrebare. Știm că Klaus Iohannis a luat parte la aceste negocieri, chiar dacă liderii PSD și PNL nu recunosc acest lucru. Credeți că îi va oferi Marcel Ciolacu o funcție de comisar sau susținerea necesară pentru a ajunge într-o funcție la nivel european lui Klaus Iohannis pentru acest troc de prezidențiabil din partea PSD-PNL? Din punctul meu de vedere, și am spus lucrul ăsta așa cum le-a zis ceva, Iohannis nu are șanse să obțină o funcție europeană, pentru că obiectivul fundamental al Partidului Popular European este de a obține mandatul de președinte al Comisiei și în negocieri vor da toate celelalte funcții importante, președinte al Consiliului, președinte al Parlamentului, către celelalte formațiuni pentru a obține majoritatea
care să sprijine votul pentru președintele Comisiei. Dar mai rămâne un loc liber, cea de comisar european din partea României, domnule Orban. Nu cred că pentru Iohannis funcția de comisar european, la părerea foarte bună pe care o are despre el, satisfacție. Eu cred că nu-l mulțumește pe președinte. Că Iohannis își dorește nici mai mult, nici mai puțin decât să devină premier. Și ăsta este motivul pentru care a forțat conducerea PNL să cedeze candidatul la președinție către PSD, cu înțelegerea ca PSD, în cazul în care câștigă președinția, să desemneze un premier din partea PNL. Iar acel premier nu va fi nimeni altul decât Klaus Iohannis. Îl vedeți pe Klaus Iohannis la muncă, așa, funcția de premier, acum știți și dumneavoastră, că nu e o funcție ușoară, în sensul în care aveți un program, are un program încărcat, chiar trebuie să muncească. Da, credeți că Iohannis se gândește dacă este sau nu este apt pentru funcția respectivă? Iohannis are o părere atât de bună despre el și mai ales în ultima vreme a arătat un asemenea dispreț față de orice fel de regulă scrisă sau nescrisă, încât nu cred că-i pasă lui, că n-are chef de muncă. E o funcție pe care, după părerea mea, și-o dorește. Și eu cred că asta urmărește, de fapt, și ăsta a fost, de fapt, scopul acestei aliate contra naturii în care a băgat PNL-ul. Și de altfel vă spun, sunt convins că vor merge pe liste comune și la parlamentare, tocmai pentru a masca slăbiciunea PSD și pentru a da posibilitatea ca PSD-ul să aibă posibilitatea să se țină de cuvânt. Pentru că dacă ar lăsa PNL să meargă pe liste proprii, la europarlamentare și la parlamentare, s-ar alege praful de PNL cu actualul leadership, care pare că este ca o coloană a cincea a PSD-ului în PNL, născut cu menirea de a distruge orice urmă de liberalism în PNL. Da, domnule Orban, vă mulțumim tare mult că ați participat așa într-o scurtă intervenție telefonică la România Politică. Aș vrea să discutăm despre aceste subiecte și cu invitații mei. Vă mulțumesc tare mult pentru răbdare, în primul rând, astăzi. Doamna preoteasă, spunea și domnul Orban și s-a tot vehiculat că funcția, adică adevărata negociere, se va vedea la candidatul la alegerile prezidențiale. Poate să fie acesta câștigul Partidului Social Democrat? Ar fi absurd să nu fie așa, până la urmă, dacă discutăm despre un context politic și despre o legitimitate până la urmă. Dar cred că lucrurile trebuie puse într-un alt context. În primul rând, trebuie să vorbim despre stabilitate. Și m-ați menționat ca și context politic, dar la bază sunt un om tehnic și vin dintr-un teren de unde stabilitatea, predictibilitatea, responsabilitatea și competența sunt cuvintele cheie. Știu, doar prin urmare, guvernul acesta și predictibilitatea au fost niște chestii total separate, îmi cer scuze că vă spun. Pentru mine, ca și om, parte din acest guvern, vă spun că lucrurile au fost în direcția în care v-am prezentat. Și vă spun, cel puțin pe zona de fonduri europene, este inevitabil, vă duc în acea direcție pentru că este area mea de interes și de competență. Lucrurile s-au întâmplat într-o manieră în care nu s-au întâmplat în trecut. Am reușit să aducem 5,5 miliarde de euro în 8 luni, ceea ce nu s-a întâmplat în niciun exercițiu precedent financiar. Deci, prin urmare, stabilitatea a fost cheia. Într-un an în care ar urma 4 rânduri de alegeri, în care oamenii stau și așteaptă și se uită să vadă ce se întâmplă în fiecare zi la televizor, ar însemna că totul s-ar pune pe hold. Vă spun din proprie experiență, da, pentru că asta s-a întâmplat în ultimii 12 astăzi, ani. Sau nu ne-am dat seama ieri, sau politicienii știam măcar din 2020 că în 2024 vom avea alegeri și dacă ne uitam pe calendar, vedeam că sunt foarte multe alegeri care vor fi toate. De ce luăm decizia astăzi? Contextul este unul la care trebuie să ne uităm. În 2020 aveam un context, astăzi avem altul. Corect. Da? Și suntem cu războiul la graniță de atâta vreme. Suntem cu atâtea consecințe nefaste ale crizei post-pandemice, apoi crizei energetice, război și toate cele care au... Doamne Păzlaru, vin la dumneavoastră, dar printr-o intervenție telefonică este și Ionuț Stroie, din partea Partidului Național Liberal, purtător de cuvânt, care vrea așa să îi dea o replică domnului Orban. Vă rog, domnule Stroie, bună seara, bine v-am regăsit.
Bună seara. Deci, nu știu dacă ați apucat să-l ascultați întru totul pe domnul Orban, dar spunea așa despre decizia de comasare a alegerilor și a listelor, faptul că toate aceste negocieri au fost pentru ca Marcel Ciolacu, președintele PSD, să fie prezidențiabil din partea PSD-PNL. Da, e ridicol să arunci neputința ta pe alții. Dar probabil că domnul Orban ar avea pretenția ca cineva să-i facă guvernarea și votul de cadou în țara asta. Probabil că, na, domnul Orban reprezintă o alianță a nepotinței. PNL și PSD nu sunt vinovate că aceste partidulețe fantomă care devin irelevante nu sunt în stare să câștige voturi și să se impună după 2-3 ani de opoziție. Acum ei pot să avanseze publicul orice fel de scenariu vor. Dar nu poți să stai cu mâna întinsă și aștepți așa să spice votul. Și văd că nu au încredere că îi va vota lumea. Eu cred că nu comasarea, sau cu siguranță nu comasarea sau nu organizarea împreună a acestor alegeri îi oprește să aibă voturi sau să câștige sau să depășească 10%. Dacă e adevărat ce ar spune ei, ar trebui să curgă voturile, să aibă, eu știu, un procent semnificativ. Și până la urmă, de ce i-a votat lumea? Un PNP, un partid care trece din domnule, că până la urmă, urmei fiecare partid intră în competiția electorală. Și deputați, o alianță de anonim, pentru ce i-ar vota lumea? Stați să vedem că poate vor primi votul de încredere al românilor, domnule Stroie, până nu vedem rezultatul voturilor. Văd că se voi văd că se plâng, văd că își strigă neputința, văd că îi deranjează orice fel de demers. Adică, eu știu că un scenariu, domnule Stroie, e extrem de vocală, dar trebuie să facă mai mult decât atât ca să câștige încrederea oamenilor. Eu cred că noi și Partidul Social Democrat e cel mai puternic semnal, apropo de construcția asta politică, un mesaj puternic și românilor, dar și Europei, că cele mai mari partide din România sunt în consens, lucrează în aceeași direcție, este o alianță pentru alegerile europarlamentare, o alianță care practic continuă o guvernare și o conlucrare bună, am făcut-o în mod transparent, ne dorim un blocaj în ceea ce privește creșterea extremismului și întărirea apartenenței acestei țări la structurile euroatlantice, lucru cu care această mică și zgomotoasă alianță nu îl bate capul. Ei vorbesc despre acel fel de scenarii, pe președintele Iohannis, pe Ciolacu, pe Ciucă, astea sunt mizerele lor politice, nu pot să depășească condiția asta, sunt mici, neputincioși și zgomotoși, de asta nici nu urcă în sondaj. Domnule Stroie, în cazul în care președintele Klaus Iohannis ar vrea să întoarcă în PNL, e loc în acest moment în Partidul Național Liberal de Klaus Iohannis? Doamna, vă întreb, când vreodată am negat parteneriatul cu Klaus Iohannis? Klaus Iohannis este președinte al acestei țări, cel mai longeviv președinte al Uniunii Europeană, provenit din Partidul Național Liberal. Avem un parteneriat solid cu președintele Klaus Iohannis și îl vom avea indiferent că eu știu, de contextul politic sau de pozițiile pe care unii sau alții le... Ar putea să fie o propunere de decine. Ar putea să fie propunere de premier din partea PNL? Declarațiile domnului Orban, că și mai are niște obsesii de mult apuse, că președintele i-ar vrea rău sau lucruri de genul ăsta, că ar putea să revină în PNL. Astea sunt scenarii, astea sunt fantasmagorii. Hai să vorbim despre oferta politică, electorală, concretă. Păi oferta politică, electorală, concretă. Klaus Iohannis ar putea să ocupe o funcție la nivel înalt în Uniunea Europeană? Ar primi susținerea? Păi și n-ar fi un motiv de mândrie pentru oricine în această țară ca un reprezentant din România să ocupe o funcție de maximă importanță în arhitectura instituțională europeană? Eu nu aș fi mândru, cred. Cum la fel cred că ar trebui cu toții să apreciem buna recunoaștere și reputația președintelui Klaus Iohannis la nivel european, la nivel internațional. Nu văd de ce îl incomodează pe Orban sau pe alți pensionați politici că Klaus Iohannis poate să meargă acolo. Numele lui s-a vehiculat de nenumărate ori. Nu e de ieri de azi această chestiune, această posibilitate. La nivel european s-a vorbit de Klaus Iohannis de acum câțiva ani de zile, apropo de structuri. Să știți că se vorbește de Traian Băsescu înainte de finalizarea mandatului și am văzut că nu a ocupat nicio funcție la nivel înalt în Uniunea Europeană. A venit senator. Și momentele și persoanele sunt total diferite. Aș vrea totuși să... Eu doar vă spun că am trăit aceleași scenarii în urmă cu 10 ani. Erau aceleași discuții despre Traian Băsescu, care se apropia de finalul mandatului și se discuta
la fel cum se discută acum de Claus Iohannis, de diferite funcții. Doar că la vremea respectivă Traian Băsescu nu mai prea avea susținerea partidului. Avea deja un alt partid. Eu vă spun un lucru. Miza europeană a anului 2024 este apărarea instituțiilor și construcțiilor europene și euroatlantice. Atât timp cât România, prin cele două partide mainstream, și chiar președintele Klaus Iohannis fac parte din această ecuație politică europeană, sunt foarte, foarte mândri. Suntem dispuși să colaborăm, am făcut-o transparent ieri, am afirmat-o public și cu PSD, chiar dacă în Parlamentul European vor avea poziții probabil diferite, făcând parte din PP, respectiv socialiști europeni. La nivel european ne-am bucurat dacă această țară ar putea să fie reprezentată și la nivel de comisie și la nivel de alte funcții unde ar putea să meargă, de exemplu, președintele Iohannis. Scopul și interesele acestei țări sunt mult mai mari decât chestiunile de campanie, intrigi politice sau de policy din România. Asta trebuie să înțeleagă acești mici și zgomotoși politicieni care au impresia că fac politică dacă se leagă de lucruri de genul ăsta și se miră de ce nu cresc în sondaje. Că incomodează comasarea, că incomodează nu știu ce chestie, că democrația în România... Neputință, asta fac, își strigă neputință. Din punctul noastră de vedere și ultima întrebare, domnule Străie, știu că sunteți într-o ședință și că ați ieșit puțin ca să intrați în legătură telefonică directă, ar trebui această alianță electorală PSD-PNL să își asume un scor electoral pentru alegerile europarlamentare? Obiectivul este continuarea guvernării. Alegerile europarlamentare nu vă ajută pentru continuarea guvernării, domnule Străie. Alea sunt alegerile parlamentare, nu europarlamentare, care vă asigură continuarea guvernării. Tot ceea ce înseamnă ofertă politică comună, apropo de lista de europarlamentare, de modul cum putem colabora, nu e nimic altceva decât o proiecție a bunei înțelegeri și guvernări în cadrul coaliției. Da? Mai puțin de 16 mandate obținute de această coaliție, de această alianță, ar fi un eșec? N-am înțeles cifra, vă rog. 16 mandate. Puteți să repetați câte? Mai puțin de 16 mandate. Eu cred că această alianță va depăși 50%. Toată lumea se întreabă dacă e la 50 sau peste 50. Eu cred că această alianță... Deci sub 16% înțeleg de la dumneavoastră, domnule Struie, că ar fi un eșec. Nu, doamnă, n-am spus lucrul ăsta. Am spus e interpretarea mea. N-aș vrea să cuantific eu... Dați-mi voie să fac și analiză pe text. ...succesul electoral al coaliției PNL-PSD. Și din punctul meu de vedere avem toate argumentele să continuăm această guvernare, lucru pe care îl vom confirma la toate ciclurile electorale. Vă mulțumesc tare mult, domnule Străie, pentru intervenția la România Politică. Seară bună și vă mai așteptăm. O seară bună, mulțumesc. Da. Domnule Puslaru, ați înțeles, bănuiesc, același lucru pe care l-am înțeles și eu, că dacă nu sunt cel puțin 16 mandate de europarlamentar, această alianță e sortită eșecului. Da, eu am înțeles din... aroganța clară a liderului PNL, că își doresc 100%, poate 150%. Până la urmă, nu e rău să ai până la urmă, dumnealor vor să reconstituie partidul stat, care să vină și să dicteze cum merg lucrurile, ideologia nu mai contează, PNL-PSD e același lucru. PNL-ul în noiembrie se jurau pe cuvânt de cercetași, țineți minte când au ieșit de la Sinaia, că vor merge la toate cele patru cicluri de alegeri, prin noi înșine. Și na, după care au văzut în sondaje, ce au văzut este realitatea. L-am ascultat pe domnul Orban, am ascultat-o pe doamna Preoteasă, l-am ascultat pe domnul Stroie. Eu n-am înțeles un lucru. În afara acestei mari împărțeli pe care o discutăm și lista așa, interesul românilor unde e? Când începe să discute PSD și PNL despre care sunt preocupările românilor în perioada asta? Ni se spune stabilitate, chestii, lucruri, faptul că Europa trebuie respectată. Europa, și asta vă spun din perspectiva, sunt președintele Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale în Parlamentul European. În Europa avem un model social european care înseamnă că te uiți și te preocupă costul vieții. Unde intervine în această logică guvernamentală costul vieții când tu ai cea mai mare inflație din Uniunea Europeană? Acum vin și cu proiectele, nu. Cu programele de guvernare. Cu ce să vină? Ai deficitul bugetar semnificativ și acum l-am auzit pe domnul ministru Boloș cum ne spune că în 7 ani poate că reduc din el. Euro ne-a spus clar că rămâne doar un proiect.
Adică unde este apartenența europeană a PSD, PNL, pentru care își lupt cămașa acum că fac o împărțeală ca să respecte Europa și că luptă împotriva extremismului, când noi nu respectăm principii, regulamente, directive, lucruri care sunt stabilite la nivel european și noi le ignorăm complet. Dar revin un pic. Discutăm de această decizie de comasar. În afară de interesul vizibil a PNL-ului să nu scadă sub un anumit procent ca să-și piardă ciucă funcția, a PSD-ului să nu-și piardă partenerul ăsta de guvernare pe care îl folosește pe post de slugă, unde este interesul cetățenilor? Eu ce rețin este așa, și am vorbit mult cu tineri în ultima perioadă. Știți foarte bine că există o legislație care îți spune că cu 6 luni înainte de alegeri, da, trebuie să-ți faci domiciliu, adică să fii viza de flotant. Da. În momentul în care tu ai luat acum decizia că alegerile locale sunt pe 9 iunie, automat tu nu mai dai posibilitatea niciunui tânăr din țara asta care nu are viză să voteze. Tinerilor, oamenilor în general, care nu... Eu vorbesc în special tinerii, pentru că ei sunt studenți, sunt... Deci aici discutăm de segmentul de electorat în sine. După aceea ne uităm la diaspora. Păi, diaspora este bătaie de joc. Ce se întâmplă în acest moment cu această comasare și cu faptul că le faci programul când oamenii își pregătesc, și au pregătit concedii, unii dintre ei cu spirit civic să se întoarcă în țară și tu... Vestea bună e că nu l-a contrazis Macron pe președintele partidului, pe Ciolacu. În sânul PSD este cunoscut faptul că domnul Dâncu este mai degrabă apropiat de domnul Grindan. Apropo de diferite tabere, cum și domnul Stănescu este mai apropiat de doamna Firea. Da? Dar dincolo de aceste aspecte, Macron totuși a ținut direcția. Restul sunt detalii, da? Interesant că ei au simțit nevoia să precizeze faptul că, fiind vorba de doar de o alianță, nu e nevoie de acte la tribunal. Da? De ceva adițional. Părea mea că lucrul la care, din păcate, partidele noastre nu excelează în majoritatea lor și în majoritatea timpului, este acel element de planificare strategică și de poveste. De foarte multe ori povestea este improvizată, vine pe ultima sută de metri și nu există o pregătire adecvată, da, pentru... Ceea ce am tot discutat, da, că improvizează exact. Și spun asta de ce? Coaliția improvizației. Până la urmă, apropo și de unul dintre storiile pe care le-am citit în presă astăzi, apropo de dileme concrete la nivel de, să spunem, un primar PSD și un primar PNL. Da, despre asta era vorba, se luau în județ. Ce comunică oamenii ăștia în paralel? Pe de o parte spun la europene, votați PSD-PNL sau PNL-PSD în funcție de partidul lor, da, ca să scăpăm țara de extremiști, da, deci asta fi... Să nu ducem extremiști în Europa. Să nu ducem extremiști, să ținem aici, exact, să ținem aici sub control, da? Și după aceea, la locale se spui totuși, ea nu sunt harnici, noi suntem harnici, da? Apropo, este o nemulțumire reală. Am vorbit și eu cu mulți lideri locali, județeni și mai departe în ultimele zile, din ambele partide. Este o nemulțumire. Pe de altă parte, aseară, stând și discutând tot așa cu cineva, am ajuns la concluzia că, de fapt, îi obligă cumva, prin această listă comună, să facă înțelegeri la nivel local. Eu mă duc la Consiliul Județean, tu mergi la primărie, eu fac majoritate la Consiliul Județean, tu faci la... îți dau vicepreședinte de Consiliul Județean, îmi dai viceprimar și așa mai departe. Adică îi obligă cumva, îi pune în situația de a face niște înțelegeri locale care până la urmă urmei vor fi câștigătoare pentru coaliție, pentru PSD-PNL. Eu sunt un pic reticent la acest cuvânt câștigător, poate și pentru că a fost folosit în exces de un alt prim-ministru care n-a ieșit chiar câștigător. Mai țin minte, acum câțiva ani era cineva care tot ne vorbea de o echipă câștigătoare. Da? Deci mi-e teamă să spun că PSD-PNL este o echipă câștigătoare, da? Apropo de sintagme folosite anterior, fără succes, da, fără succes politic. Da? Deci, aș spune următorul lucru. Dacă se găsește un narativ pozitiv, deci o poveste bună, care ține de identitatea acestor partide și de felul în care fac echipă, combinat și cu o serie de acțiuni la guvernare în perioada următoare, se va dovedi un pariu câștigător comasarea. Dacă pur și simplu se merge pe ideea că noi împreună, pe de o parte, nu vom fi șocați de un rezultat europarlamentar, pentru că indiferent ce se întâmplă, vom fi numărul 1, da, este adevărat, indiferent ce se întâmplă, această listă comună va fi numărul 1, dar una este când ești numărul 1 sau echipa câștigătoare, cum s-ar spune, cu 40%,
Una e cu 45% și una e dacă e 55%. Că dacă, de exemplu, tu ești echipa câștigătoare cu 40-45%, da? Da? Sau poate, nu știu, mai puțin, Doamne ferește, hai, mai puțin de 40. În mandate, da? Pentru că e mult mai ușor de explicat oamenilor de ce aceste cifre ar conta. Acum avem 33 de europarlamentari și au propus să aibă 17 europarlamentari pe baza acestei liste comune. Jumate, jumate plus 1, cum ar veni. Da, da. Asta condițiile în care astăzi când vorbim PSD cu PNL au, înțeleg, 18 europarlamentari. Adică oricum ar fi mai puțin decât au în actualul, în actuala configurație. Da. Bine, s-au mai întâmplat niște permutări, s-au mai dus niște oameni, au mai luat din alte partide sau au candidat pe alte liste. Întrebarea mea a fost dacă e sub 16, dacă obțin sub 16 locuri de parlamentari, e considerat un eșec? Este considerat un eșec, sigur că va fi împachetat altfel, în sensul în care oricum acel 16, să spunem, dacă ar fi 16, va fi peste, nu știu, 12-13 de la AUR, să spunem, previzibil, da? Sau de la, de la ADU, dacă ADU are un vânt în pupă în perioada următoare, da? Sau alte formațiuni, apropo de invitații de mai devreme. Acest Ai și UDMR, care de principiu însă, are dacă un este, da, exact. Dacă este uis însă la acest scor pe care își la imizează și pe ideea că câteva procente se pierd, se redistribuie și contribuie așadar la redistribuirea cel puțin unei poziții către alianță. Da, da? Deci este PSD așa obținut al șaptelea mandat, parcă. Da, chiar și așa, după cum spuneam, ar trebui să aibă peste 45%. Sigur, putem sta mai mult cu hârtii, cu alte, dar PSD-ul în sondaje este pe undeva pe la vreo 30%, da? PNL-ul este spre 20%, da? Acum, teoretic, împreună ar fi spre 50%. Da, 1 plus 1 nu fac 2 în politică. Da, vom vedea. Vom vedea ceea ce se va întâmpla, dar, din nou, eu pun accentul pe următor lucru. În general, în politică, câștigă cei care sunt ofensivi. Nu agresivi neapărat, dar ofensivi. Cei care pun pe masă de o manieră cât mai clară și emoțională niște propuneri. Și lumea spune, interesant. Ei sunt, să spun așa, fie elementul de continuitate, fie ce ei sunt alternativa, dacă vorbim de cineva din opoziție. Sigur că este mai ușor să fii în opoziție în momentul de față. Tot timpul e mai ușor în România să fii în opoziție și cu atât mai mult în România și în alte țări în context de policrize, da? Mai multe crize, da? Crize de securitate, inflație, chiar și mai domolită de ceva nu timp, contează. Da? Prețuri. Oamenii resimt. Exact, oamenii resimt. Totuși un sentiment general de instabilitate pe care îl resimțim ca oameni. Și nu neapărat din vina unei guvernări anume, ci pur și simplu trăim vremuri grele, da? Vremuri dificile, vremuri instabile. În consecință este ușor să te uzezi la guvernare. De aceea însă cu atât mai mult trebuie să fii cât mai activ în a-ți proiecta priorități, obiective, câteva victorii și de a face totodată un pitch, cum se spune, da? De a cere un vot pentru viitor. Pentru că, din nou, dacă tu mizezi doar pe ideea de stabilitate, pe de-o parte asta pozitiv, da? Și pe de altă parte tu vii și spui, îi ținem departe pe extremiști sau, cum din punctul meu de vedere a preluat greșit unul dintre comunicatori în știrea de care spuneam pe doi primari diferiți, suveraniști. Pentru că cuvintele sunt importante. Dacă tu, de exemplu, îi spui cuiva extremist, chiar dacă asta este adevărat sau nu, extremist e un cuvânt negativ. Dacă îi spui cuiva suveranist, s-ar putea fie ca o parte în audiență să nu înțeleagă 100% ce zici, fie suveranist să aibă o conotație neutră sau pozitivă pentru unii. Da? Și în momentul de față, cred că ar trebui să fie foarte atente partidele din arcul de guvernare ce cuvinte folosesc, da? Și ce mesaje folosesc în perioada următoare și de asemenea cum se coordonează. De asemenea aș mai atrage atenția asupra unui lucru. Noi avem deja unul dintre partidii în opoziție care este în campanie de ceva timp. Vorbim de AUR și care deja prin sloganul lansat, inclusiv prin tirurile cu care se plimbă prin toată țara în campania lor de zona de sănătate, blochează deja de săptămâni bune de zile în mintea oamenilor ideea de patrioți în Europa. Când, dacă ei reușesc să fixeze, asta ne vor spune sociologii, ideea de patriot, nu de naționalist extremist, ci de patriot și de în Europa, va merge mai greu un mesaj negativ la adresa lor din partea guvernării. De asemenea, guvernarea trebuie să se gândească. Eu sunt, îmbrățișez pur și simplu Bruxelles-Europa, pentru că vedem că românii încet încet devin eurosceptici. Da?
și nu se știe dacă 100% coincide acest lucru cu electoratul AUR, da? Și toți ceilalți ar fi pozitivi. Deci sunt niște calcule un pic mai nuanțate din punctul meu de vedere și dacă ai noștri, între ghilimele, din clasa politică, da? Toate partidele care se identifică ca partide mai pro-europene, da? O să aibă un mesaj prea simplist, de genul Europa e bună, totul e bine, ăia sunt doar așa extremiști sau alte, s-ar putea să nu prindă la o parte din populație. Asta în campania pentru europarlamentare. Da, 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 vezi, aș campania pentru europarlamentare va conta, pentru că este interesul acestor partide care nu au primar să facă tantam mare pe Europa, ca după aia să-și crească participarea pe locale. Mele, da, nici nu-i prea interesează pe cei de la urmă, da, specific alegerile locale. Cei de la USR au un sigur scop să-și păstreze actualii primari, ceea ce dacă se face alianță PSD-PNL în marile orașe, mi-e greu să cred că vor reuși să facă acest lucru. Înțeleg că ar mai fi o variantă la Dominic Friz, la Timișoara, să facă față unui val PSD-PNL, dar la Bacău sunt șanse mici să se întâmple asta. Se întoarce la bază, să spun așa. Bacău se întoarce la bază, posibil și Brașovul și tot așa. Deci, într-adevăr, așa este. Și este o discuție valabilă din multe puncte de vedere. Eu cred că, apropo de cum bine ai spus, fiecare partid are propriile sale priorități. Da? Și în mod evident, interesul unui partid care se vrea pe val este să controleze pe cât se poate agenda publică și să facă guvernarea să fie reactivă. Pentru că dacă guvernarea este reactivă, ei câștigă. Ce înseamnă reactiv? Să spunem că tu îmi spui mie ceva anume, da? Și în momentul respectiv eu îți răspund pe mesajele tale. Dacă însă eu la guvernare reușesc să te forțez pe tine să răspunzi la muzica mea, ei bine, în momentul respectiv tu ești reactiv la mine. De ce spun asta, Larisa? Și iartă-mă că am tot preluat în momentul de față acest narativ. Pentru că mie mi se pare că suntem foarte simpliști în spațiu public, într-un context în general media relativ negativ. Sigur că mai există formate de dezbatere civilizat, da? Dar per ansamblu se simte, pentru cine se uită în general la televizor pe mai multe canale, o anumită negativitate care, pe fundalul nostru de neîncredere în instituții, dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă și vreun accident ceva în perioada următoare, este foarte ușor să crești un val de negativitate. Negativitatea ajută opoziția în general, nu guvernarea. Radu, G4 Media dă o știre de ultimă oră. Încă România a anunțat aliații NATO că îl propune în mod oficial pe Klaus Iohannis în funcție de secretar general al alianței. Are șanse Klaus Iohannis să ocupe o funcție la nivel atât de înalt? Iar se vede că tot ceea ce facem noi facem foarte provincial și acasă. Ce vreau să spun? De vreo 2 luni de zile, în campanie oficială, cu bune și cu rele, este fostul premier olandez Mark Rutte. Da. Chiar ieri sau astăzi dimineață a apărut un articol în presa de la Bruxelles, nu în presa de la București, apropo de felul în care, cu tot respectul pentru presa de la București, dar spun pur și simplu de felul în care se fac jocuri paneuropene, da? În general, nu anunți în capitală, anunți asta dacă, de exemplu, pe surse îți venea în Financial Times, în Politico, în Euractiv, în E-Observer, în alt format, da? Faptul că președintele României este o candidatură era o chestiune, da? Ei bine, noi astăzi deja avem un articol din 24 de ore cu o credibilitate relativ mare care spune că circa 60% din, să spun așa, din voturi, din aliați, cum vrei să le legubezi, la nivel de NATO, sunt deja strânși pentru Mark Rutte și că până și britanicii și americanii înclină mai degrabă către olandez. E bine, în acest context, ca nuca în perete, venim și noi și spunem, a, și dacă e ceva, să știți că l-am notificat și pe al nostru. Da? Nu spun că n-ar putea avea eventual șanse dacă Rutte are o negativitate mare din restul de, să spunem, 40%, apropo de articolul Politico. Spun doar că iarăși, ca manifestarea spiritului politic de la București, ar fi un fel de anunț sau campanie discretă pe principiul tacem și facem pe ultima 100 metri, Larisa. Ori asta nu funcționează. Oamenii ăștia, în general, care candidează la Bruxelles pe poziții de genul acesta, să știi, mai scriu un oped, mai dau un interviu, da? Mai scriu un editorial, mai fac o chestie. Nu te ignoram, Radu, doar că apar informații referitor, deci, la chiar ceea dacă ce se spuneam, dovedește că este adevărat, da, probabilitatea este joasă. Spune cineva că
e partea negocierii, da, de fapt, a acestei alianțe, așa, să mergem cu Klaus Iohannis ca și candidat din partea României pentru toate funcțiile, inclusiv NATO, și că s-ar fi făcut, într-adevăr, un memorandum de notificare prin Ministerul Afacerilor Externe, prin care anunțam aliații că Klaus Iohannis sau România are o propunere pentru dacă această el e disponibil funcție. Pentru orice poziție de acum încolo în Uniunea Europeană. Disponibil la nivelul Uniunii Europene. Salută, se uite cu atenție și îngrijorare și la fiecare poziție în parte, puneți una. Practic, ni se confirmă faptul că Klaus Iohannis a luat parte la negocierile pentru această alianță, tocmai pentru a primi o funcție. Și atunci înțelegem calendarul devansat pentru, pentru prezidențiale. Eu cred că noștri din nou sunt foarte optimiști. Ții minte că îi spun asta ca persoană care citește multă presă străină, care lucrează cu presă străină și care a lucrat mai mulți ani la Bruxelles. Noștri în continuare fac bule media acasă, da? Și, și discută foarte mult pe tema asta, dar nu au grijă de componenta externă. Da? Nu este momentul de față, m-a pat aproape nicăieri președintele Iohannis ca un player. Cei care s-au încălzit din timp, poate prea din timp, a fost doamna prim-ministru din Estonia, doamna Kallas, da? Și de câteva luni, da? În contextul în care am avut schimbările și electorale în Olanda, da? Și victoria șocantă a partidului de extremă de acolo, da? Le-am văzut pe Rute candidat oficial. Dar gândiți-vă că în momentul în care tu, de exemplu, ești într-o țară vestică sau nordică, da? Și ai un calendar relativ disciplinat de lobby pentru tine. Da? Pentru că sun oamenii, te duci în vizită, mergi pe la evenimente, folosești orice chestie, da? De la Davos la conferința de securitate de la München. Nu aș vrea să spun un mare secret, dar eu pe Iohannis nu prea l-am văzut la adunările astea, da? Cu excepția Consiliului European în care își face efectiv jobul și se duce acolo. Eu nu l-am văzut pe președintele nostru în ultimele săptămâni sau luni la adunări cheie în plan regional sau global, încercând. A avut acest speech în plenul Parlamentului European și a fost un speech ok, un speech decent, da? Deci un discurs moderat și de bun simț, dar din nou e o distanță mare între ceea ce noi înțelegem ca o campanie și ceea ce este în mod real o campanie paneuropeană sau euroatlantică în favoarea cuiva. În luna mai, încă dinainte de a deveni premier, Marcel Ciolacu declara că va stopa angajările la stat. Atunci a apărut și prima ordonanță a austerității. Trei luni mai târziu, premierul reitera din nou acest mesaj. Indiferent de orice presiune, eu nu voi ceda la această provocare. Este nevoie de un stat mai suplu, este esențial să reducem costuri și să comasăm instituții care se calcă pe picioare. Reforma promisă de premier, de fapt, a dus încă 14.000 de oameni noi în aparatul bugetar. Potrivit datelor trimise de Ministerul Finanțelor, la solicitarea publicației Europa Liberă, în aparatul central au fost angajați peste 9.000 de oameni și în cel local 4.000. Noi am ajuns la concluzia că avem un exces de lucrători în sectorul public în România, care în scenariul mediu se apropie de 200.000 de oameni. În scenariul cel mai negativ este aproape de 300.000 de oameni. Deci... Deși angajările au fost blocate, guvernul a găsit o portiță pentru a întări rândurile bugetarilor. Cine are nevoie să angajeze oameni noi, o solicită prin memorandum. Nu au fost probleme privind aprobarea acestor memoranduri, dar politica neghioabă instituită prin legea 153 pe 2017 nu face nimic altceva decât să ia personalul bun de la comune să-l ducă la orașe și municipii, județe sau chiar și la instituții ale administrației publice centrale. Cele mai multe angajări s-au făcut la Ministerul Educației, acolo unde avem peste 7.000 de oameni noi față de 2022. Probabil sunt necesari mai mulți profesori, dar cu siguranță există angajați în sistemul de învățământ de care ne-am putea lipsi în momentul în care avem probleme cu bugetele. Din partea autorităților centrale, următoarele în top au fost Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene și Secretariatul General al Guvernului. Dacă MIPE nu ne-a răspuns la solicitare, SGG-ul ne-a plimbat pe la alte instituții. În mandatul guvernului precedent a fost aprobată în luna mai 2023 ocuparea prin concurs a 26 de posturi în cadrul Secretariatului General al Guvernului, din care au fost ocupate doar 19. Pentru alte detalii care vizează ordonatorii de credite secundar și terțiar, vă rugăm să vă adresați fiecăruia în parte. Și dacă în cadrul administrației locale memorandumele s-au aprobat ușor, angajările din spitalele care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății n-au mers la fel de bine. Este foarte complicat să primești un acord pentru a se face acest lucru în spitalele care au o altă conducere politică din punct de vedere
al partidului decât conducerea județului. Sunt lucrurile destul de complexe, de aceea ne-am dorit în permanență să scoatem această politizare din zona sistemului sanitar, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru și acest lucru nu s-a întâmplat din cauza suprapolitizării din zona OAT-urilor. Potrivit Ministerului de Finanțe, anul trecut, spitalele din subordinea autorităților locale au avut cu 515 angajați mai puțin față de anul 2022. Da, o veste bună și una proastă. Faptul că avem, anul trecut am angajat vreo 7.000 de oameni în plus la Ministerul Educației, sperăm că profesori, dar pe zona de spitale avem cu peste 500 de angajați mai puțin față de 2022. Domnule Apostol, vă rog. Ce a zis domnul specialistul, că asta vă și ziceam în pauză, are dreptate. Sunt aproximativ 470.000 de angajați în administrația publică și vorbesc de administrație centrală și locală. Sunt multe instituții și vă dădeam un exemplu în care sunt foarte, foarte mulți angajați care nu au funcție executivă. Știți bine că s-a vorbit anul trecut de reforma administrativă și aceasta presupunea foarte, foarte mici modificări, care nici măcar acestea nu au fost făcute, au fost amânate, știți bine, de către domnul Ciolacu încă 6 luni o de zile. Parte sunt făcute, nu mințiți. Astăzi a venit cu o propunere de reformă pe două ministere. Pe două ministere. Știți câte posturi au plecat efectiv din cele două ministere? Posturi oameni. Oameni. Posturi nu oameni. Posturi nu oameni, aveți dreptate. Doi secretari de stat. Doresc ca cele două partide să vină cu două programe, le avem deja, să le armonizăm în ceea ce privește o stabilitate a României. Am spus și în ședința cu colegii social-democrații europeni, dacă România n-ar fi avut o stabilitate politică, n-am fi reușit să fim unul dintre statele cu adevărat. Un procent destul de mic, ne-am fi dorit mai mult de creștere economică. Uitați-vă ce s-a întâmplat în alte state, unde n-a existat o stabilitate economică, unde acele state au intrat în recesiune. Dar ce faceți cu localele, domnule premier? Este posibilă o listă comună cu PNL-ul? Este posibil ca în cazul unui acord în coaliția de guvernare, proiectul de țară să continue și la alegerile prezidențiale și la cele parlamentare? Cred că suntem niște oameni serioși. Dacă venim în fața românilor cu un proiect pentru anumite alegeri, venim cu un proiect de țară pentru toate alegerile, dacă decidem acest lucru. Cine va da candidatul pentru prezidențiale? Spuneați în sală România. Că trebuie să fie PSD? România. România va da candidatul și președintele României. Domnule președinte, sunt colegi de-ai dumneavoastră care la ideea aceasta de a organiza alegerile europarlamentare pe liste comune spun că PSD-ul ar fi dezavantajat și că această concesie făcută liberalilor ar trebui mai bine gândită. Repet. Știu și eu și dumneavoastră, este oameni politici și oameni de stat. Când ajungi în anumite funcții în statul român, trebuie să decizi ce e mai bine pentru România, în primul rând. Și, pe urmă, să vezi cum armonizezi lucrurile, astfel încât colegii care te susțin și, până la urmă, colegii care te duc într-o anumită funcție. Lăsați-mă să termin răspunsul. Să fie lămuriți că așa e cel mai bine, nu neapărat pentru ei. Pentru că, înainte de a fi PSD-iști, PNL-iști, suntem români. Haideți să vedem ce este bine pentru România și pentru români și, pe urmă, sunt ferm convins că în interiorul fiecărui partid vom găsi soluțiile. Nu știu, n-am decis niciun lucru. Nu mă întrebați de un lucru fix și exact. Pentru că nu am să vă răspund. Pentru că nu l-am decis. Eu v-aș răspunde cu tot respectul. Și plus că n-ar fi corect față de partenerul meu, președintele Nicolae Ciucă. O
un final foarte bun din partea domnului Ciolacu. Partenerul meu, Nicolae Ciucă. Domnule Țuțianu, pare în continuare, și nu o spun doar eu, ci și analiștii politici, faptul că această coaliție PSD-PNL este menținută de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Dacă unul dintre cei doi pleacă din fruntea partidului, nu mai are loc, nu va mai fi această coaliție. Vedem că partenerul Nicolae Ciucă și partenerul Marcel Ciolacu pare că au bătut palma inclusiv pe liste comune pentru alegerile europarlamentare. Dumneavoastră aveți experiență în viața politică destul de întinsă pe foarte mulți ani, așa. Este oportun astăzi PSD și PNL să-și dea mâna să meargă pe liste comune? Deocamdată sunt scenarii de lucru. Da, sunt scenarii, dar faptul că apar niște scenarii... Și Marcel Ciolacu și liderii ai Partidului Național Liberal au explicat că se analizează diverse scenarii. Domnul Ciolacu a spus foarte clar că decizia nu o ia de unul singur. Este o decizie care trebuie mai întâi discutată în cele două partide și mâine sunt convocate structurile centrale de conducere și apoi o decizie care trebuie materializată într-o hotărâre a coaliției de guvernare. Ceea ce a spus domnul Ciolacu este de asemenea corect. Trebuie gândită o formulă prin care România să aibă stabilitate politică și în același timp să existe un front comun și important împotriva celor care promovează aceste extremism. Tendințe extremiste de și care sunt extrem de periculoase. SOS nu-i vorba că sunt atât de periculoși, ci problema este ca România să aibă în viitor o formulă de guvernare solidă, eficientă, care se poată face față unor provocări care nu sunt deloc simple. De la cele de natură economică până la cele de natură politică. Și cea mai bună politică. Variantă pentru România astăzi este doar PSD cu PNL? Deocamdată nu se poate stabili un alt tip de coaliție, pentru că putem să facem calcul matematic. Politica astăzi, pe configurația actuală, Parlamentului de astăzi, da. Nu, dar și pe configurația care ar rezulta, cel puțin potrivit sondajelor de opinie, nu există o alternativă. Puteți să adunați cum ați dori, da, sunt lucruri care nu se fac în politică. Toate astea de exemplu, alianța... Am avut guvern PNL-USR, domnule. Am avut guvern PNL-USR, s-a putut la momentul respectiv. Astăzi, dacă adunăm pe baza sondajelor de opinie, procentele de la cele două structuri politice, da? Sau de la Alianța Dreapta Unită plus PNL, nu fac mai mult de 40%. Ori nu pot să guvernez fără jumătate plus. Mai e și UDMR care poate pune umărul? Poate pune 5%, 6%, știți foarte bine. Și mai pot fi niște independenți care vin. Cu cei din AUR sau cu partidul doamnei Șoșoacă, dacă cumva va face pragul electoral, este evident că nu se poate guverna. Ar însemna să punem nu un partid politic în dificultate, PSD, PNL sau oricare altul, ci ar însemna să punem în dificultate România. Și avem exemple în Uniunea Europeană recente, Ungaria și Polonia, care au fost într-un conflict continuu cu Bruxelles-ul, n-au primit bani europeni în acest ultim exercițiu financiar. Nu foarte de mult, eram și noi pe această listă neagră a Bruxelles-ului, România, Polonia și Ungaria. Și e rău că nu mai suntem pe acea listă, eu cred că e foarte bine. Da. Astăzi România se află la un procent de absorție a fondurilor europene pe exercițiu financiar trecut peste 95%, iar dacă ne uităm la absorția fondurilor din PNRR, România se află peste media europeană. Media europeană e 17%, România în grupul celor 6-7 state care au peste 20% absorție din PNRR. Deci eu zic că suntem pe drumul bun și mai dau o cifră. Dați-mi puțin voie. Până în anul 2028, România trebuie să ia din exercițiul financiar 2021-2027 PNRR, alte surse europene, 80 de miliarde de euro. Sunt bani importanți de care avem nevoie. E important să-i și luăm și să-i și folosim. Domnule Polac, tot aud acest discurs, stabilitate, dar astăzi discursul s-a schimbat în sensul în care AUR și partidul doamnei Șoșoacă par atât de periculoși încât e nevoie ca PSD și PNL să-și dea mâna mai mult decât o fac astăzi. Bine, nu știu, acum am văzut și eu declarația domnului prim-ministru. Acum, în schimb, ce pot să vă spun cu siguranță este că în contextul în care mâine vom avea ședință la cele două partide din coaliția de guvernare și se va ajunge la o soluție
de comasare a alegerilor, cu o listă comună sau fără o listă comună, indiferent de soluția care ar veni, este clar că actuala coaliție de guvernare trebuie, într-un fel sau în altul, să dea electoratului un mesaj de unitate într-o anumită situație, tocmai pentru a nu permite unor partide de genul AUR, PSOS și așa mai departe, a nu le permite să ajungă în poziția în care să poată să pericliteze într-un fel sau în altul actul de guvernare. Pentru că acum, vedeți, este o perioadă destul de lungă. Avem 3 ani de zile de când avem AUR în Parlament. 3 ani și ceva. În acești 3 ani de zile, cu toată obiectivitatea cu care aș fi putut să privesc activitatea colegilor din AUR, eu personal nu am identificat un proiect legislativ, o soluție la una dintre multele probleme cu care statul român s-a lovit în toată această perioadă de timp. Că discutăm. Dar cu toate astea, fără niciun proiect legislativ, domnule Polac, astăzi, în prag de alegeri, PSD și PNL consideră că e o problemă cu acest partid care a crescut foarte multe sondaje. Că dacă ne uităm la sondaje, AUR este uneori, multe sondaje, este pe locul 2 sau este foarte aproape de PNL. Să știți că acum și în sondaje, dacă o luăm și ne uităm în istoria ultimilor ani, ele contează în modul în care partidele aleg să își continue politicile propriu-zise. În schimb, ele au fost relevante când sunt făcute cu o săptămână înainte de vot. Așa este, pentru că au fost perioade și ne aducem aminte cu toții. Și uitați, și în 2020 cred că este cel mai relevant scenariu în care AUR nici nu exista în niciun sondaj de opinie. Până înainte cu 3 zile de alegeri, când asta a apărut sondajul și făcea și scorurile partidelor, uitați, și al USR-ului și al PNL-ului și al PSD-ului au fluctuat major pe parcursul întregului an. Așa este. Iar în momentul alegerilor am ajuns în situația în care, nu mai țin minte exact procentele, dar a fost ceva de genul în care PSD-ul a luat 30%, PNL-ul 25%, USR-ul 15%. Deși de-a lungul întregului an electoral procentele din sondaje au fluctuat imens. Ce pot să vă spun? Și pentru că oamenii se hotărăsc foarte mult în ultima parte a unei competiții electorale. Normal. Este normal. Campanie electorală. Cât timp ești într-o coaliție de guvernare, să dai un mesaj prin care să spui ce îți dorești să faci în continuare. Mai ales că suntem la începutul unui an. Ce mesaj dați, domnule Pola, că mie mi se pare că de la o zi la alta schimbați mesajul. Să știți că aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că în ultima perioadă, și ce discutăm aici, bănuiesc că faceți referire tocmai la știrile care au apărut pe comasare și așa mai departe. Nu doar pe comasare, în general. Și dacă multe ne uităm la concepții medicale și dacă ne uităm la reforma fiscală, la orice, s-au schimbat foarte mult de pe spalta deciziile. Adică oamenii nu mai înțelegeau nimic. Ce vreau să vă spun vis-a-vis de acest subiect, care este unul politic până la urma urmei, să știți că acolo, bine, e normal, și în PSD și în PNL există păreri care sunt păreri diferite în anumite situații. Asta nu înseamnă că, uitați, mâine, când vom avea un birou politic național care va decide formele în care va evolua această colaborare pe care o avem în coaliție, nu înseamnă că, începând de mâine, după ce acest birou național, când va avea loc, nu toată lumea se va pune în spatele deciziei și vom merge cu toții mai departe. Adică, până la urmă, e normal să existe discuții. Vă așteptați ca mâine, după ședință, după deciziile acestea, o parte din colegi să părăsească barca? Nu, exclus așa ceva. Da. Adică eu nu cred că este există această posibilitate. În ultima perioadă, în discursul PSD și PNL, USR nu mai există. Problema majoră pe care au identificat-o cele două mari partide, care nu întâmplător poate se află astăzi la guvernare, problema este AUR. Dar dacă PSD și PNL își dau mâna și merg într-o alianță politică sau electorală, ar putea avantaja în vreun fel alianța din care face deja parte sau USR? E posibil să se întâmple treaba asta, pentru că n-ar trebui să uităm ce a zis PNL înainte de alegerile din 2020. Votați-ne pe noi să scăpați de PSD. Acum vin lucrul și zic, votați-ne pe noi că mergem cu PSD. Dintr-o dată, PNL-ul se ascunde sub fusta PSD-ului și încearcă să se salveze după ce au înșelat electoratul și au înșelat practic toți votanții
merg în continuare cu PSD-ul, vor să facă chiar o alianță politică sau electorală, vom vedea ce pentru mine este în principiu exact același lucru, ne spun foarte clar, noi de fapt suntem un PSD galben și vor să facă treaba asta pentru ce? Ei spun pentru stabilitate și ca să scape de extremiști, să scape de pericolul extremist. Realitatea este foarte simplă. Vor să rămână în continuare branșați la banul public, vor să țină România fix în același loc pentru a putea să-și alimenteze clientela de partid și nu vor să împingă înainte modernizarea României. De ce candidat? De ce ați intrat în politică? Nu ca să ajungeți la guvernare? Adică nu acesta este scopul partidelor să intre în competiția electorală? Dar dacă intri la guvernare, nu intri la guvernare ca să-ți alimentezi tu clientela de partid, ca să crești tu... Aveți dovezi în acest sens, domnule Bătărețu? Poftiți? Aveți dovezi în acest sens, domnule Bătărețu? Păi, dar ne uităm la câți oameni sunt angajați, membrii de partid, știm foarte bine, am trecut, sunt 14.000 de, lungă cu domnul sunt 14.000 de oameni angajați temă. În plus. Membrii de partid, marea majoritate. Da, aveți dovezi în acest sens, faptul că 14.000 de oameni sunt membri de partid? Bine, acum... Da, nu, putem să avem și dacă vreți vă spun eu la Cluj, că eu mă uit la Cluj, vin de la Cluj, da? La Cluj avem marea majoritate a membrilor. Aveți dovezi că 14.000 de oameni angajați anul trecut la stat sunt membri de partid? Nu pot să vă spun că am o dovadă, deci să iau așa o listă cu ei, să iau o listă cu ei. Să intervin, pentru că, știți, e o discuție aici. Da, este adevărat. În 2020, Partidul Național Liberal a avut un mesaj electoral prin care spuneam că dacă veți vota, singura alternativă practic la PSD este Partidul Național Liberal. Acum, eu nu cred, vă spun cu maximă sinceritate, și eu eram în Partidul Național Liberal și în 2020, eram și în 2009. Ca idee, nu cred că singurul scop al unui partid politic, indiferent care este acel partid politic, este să facă opoziție la un alt partid. Pentru că problema este următoarea aici. În momentul în care ajungi la guvernare, firește că vrei să livrezi ceea ce ți-ai propus față de cetățeni. Ți-ați livrat ce v-ați propus. Păi, asta e a pensiile speciale? Ascultați-mă și pe mine. Nu, dar spuneți-mi dacă... Nu v-am întrerupt, chiar am stat foarte liniștit, dar uitați, dacă tot ați dus în discuție pensii. Da. În 2019, Partidul Național Liberal a intrat la putere. Din 2019 până în 2024 inclusiv, a fost la putere. Da? În guverne succesive, din unul ați făcut parte și dumneavoastră cu colegii dumneavoastră. Acum, în acești 5 ani de zile, punctul de pensie a crescut cu 60%, estimația. 60%. Asta este. Acestea sunt datele statistice. Era 100 de lei punctul de pensie. Vă dau un exemplu. Pensiile speciale. Ascultați-mă puțin. Pensiile speciale. Vorbiți acum despre 100 de mii de oameni speciale. În comparație la cei 5 milioane de pensionari. Știu că nu vă interesează de cei 5 milioane de pensionari. Nu vă interesează pentru că niciodată, stimate domn, nu ați făcut o propunere prin care să creșteți cu un leu un punct de pensie. Niciodată. Nici când ați fost la guvernare, nici când ați fost în opoziție, de când sunteți în Parlament, de 7 ani de zile nu ați făcut o propunere în acest sens. 60%. Creșterea bine, punctului de pensie. De mai mult de atât, Partidul Național Liberal, împreună cu Partidul Social Democrat, în continuare vă repet că nu v-am întrerupt, au plafonat prețurile la energia electrică. Știți ce a propus USR-ul la vremea respectivă? Vă aduceți aminte? USR-ul a propus atunci scăderea accizei și scăderea TVA-ului la energie electrică asta și la gaz metan. Polonia acum. Asta a făcut Polonia acum. Zero. Dar la vremea respectivă, TVA. Când prețul energiei electrice... După ce s-a decis în România, a fost o decizie la Uniunea Europeană. Când prețul energiei electrice era de 3 ori sau de 4 ori prețul pe care un cetățean român îl plătea. Acela era prețul de pe piață. USR-ul venea și le spunea că nu este bine soluția plafonării, este bine să mergem pe scăderea TVA-ului și pe eliminarea accizelor și cetățenii români să plătească, să plătească de 3 ori prețul energiei și de 3 ori prețul gazului metan. Prețul plafonat e mult mai sus decât prețul de pe piață. În continuare, stimate domn, nicio soluție astăzi nu aveți prezentată. Singurul lucru pe care l-am mai avut, nicio soluție. Arătați-mi una, uitați aici, suntem 3 oameni, 4 oameni în această sală, spuneți deci, o soluție. Noi suntem în opoziție și noi nu avem soluție. Dar nu aveți, dar nu ați enunțat niciuna. Nici când ați fost la putere, nici când ați plecat de la putere, că v-ați supărat. Luați din banii. Să știți că niciodată niciun cetățean nu vă va vota cât timp. Singurul lucru care îl faceți este o analiză a subiectului, fără a veni cu nicio soluție. Nu aveți nicio soluție. Vă provoc încă o dată, spuneți o soluție. Da. Pe care ați avut-o în 5 ani de zile. Avem și soluții. Aveți și soluții, dar nu le știți. În momentul de față, dumneavoastră sunteți cei care
trebuie să implementați soluțiile alea, da? Facem eforturi să le implementăm. Da, doamne, vă împrumutați cu un miliard în fiecare zi. Păi de, da, pentru că avem cheltuieli, pentru că am crescut salariile profesorilor. Cât s-a putut? Dar acest lucru s-a întâmplat. Cât ați promis sau cât ați putut? Domnul meu, cât ați promis sau cât ați putut? Bun. Deci au crescut pensiile, vă repet. Tăiați pensiile speciale, tăiați sinecurile, tăiați contractele alea de partid. Ne împrumutăm cu 5 miliarde. Ce contracte de partid, stimate domnule? Știți foarte bine ce contracte aveți cu toate firmele branșate. Știți foarte bine. Faceți numai afirmații care nu au nicio legătură cu realitatea. Probațiile. Spuneți ceva concret. În continuare, nu veniți cu nicio soluție. Dumneavoastră ne spuneți că dacă anul trecut nu s-au angajat, ați spus că anul trecut s-au angajat în plus 14.000 de oameni. Și dacă acei 14.000 de oameni nu se angajau, vreți să opriți sau nu? 500 de milioane mai bine? 500 de milioane Bătrețu, de lei. Ați remarcat că m-a întrerupt. Păi nu, l-am întrerupt, dar vedeți că orice zic, nu pot să zic nimic, că tot eu sunt de vină, totul sereu e de vină. Păi dar nu ați venit cu nicio soluție. România cu un miliard. Da, domnule, dar nici nu aveți nicio soluție. Suntem într-o... N-avem nicio soluție, avem legi depuse în Parlament, votați propunerile noastre dacă ziceți că sunt bune. Suntem aici mai mulți oameni și sunt mult mai mulți oameni care se uită la noi. În concret, o soluție viabilă de-a lungul a 7 ani de zile. Foarte multe soluții avem și le-am pus toate sub formă de proiecte. Ce vreți? Vreți să o luăm? Haide să le luăm. Ziceți ce vrei. Stăm astăzi să discutăm despre una, stimate, vorbeam de comasarea. O una despre ce? Ziceți-mi pe ce subiect vreți. Dumneavoastră pe concediile medicale, vreți să vă spun eu ce trebuie să facem? Dar haideți să vorbim de concediile medicale. Eu nu vă votez oricum. Despre concediile medicale. Se uită oameni la dumneavoastră. Păi da, mă lăsați să vorbesc. Ok, mulțumesc. V-am spus că pe concediile medicale avem o lege. Da, dacă au această contra pe concediu, păi pe concediile medicale le taxați în momentul de față 500 de mii. Săptămâna viitoare, din ce știu, săptămâna viitoare în 12 l-ați anunțat, ați amânat-o pe abia 12 martie. Pe concediile medicale este o lege ce trebuie pentru antreprenori, da? Sunt 6, dacă îmi dați voie să vă spun o soluție. Da, dacă îmi dați voie o soluție, da? Ce am propus? Sunt 6 miliarde de lei care nu sunt plătiți de către Casa de Sănătate pentru către mediul privat. Știți de treaba asta? Nu. Okay. Este o lege depusă prin care să se facă compensările așa cum statul cere angajatorilor și companiilor să-și plătească în data de 25 a lunii taxele, că dacă nu plătește penalități, e o lege care spune că statul să le dea antreprenorilor care în momentul de față sunt încărcați de taxe și de tot felul de măriri și de birocrație și e-factură și așa mai departe, să le dea acei 6 miliarde instantaneu prin, practic nu trebuie să le dea banii, să-și compenseze fiecare din ce are de plătit. Nu vrea PSD, nu vrea PNL, PNL e partid liberal. Păi depinde nu vrea. Acum forma deci, în care arată stimate domnul, pentru că forma de compensare este discutată la aici, pentru că 10 secunde, pentru că nu știu acum ia să vedem ce zice un liberal. Banii pe care angajatorii trebuie să-i primească, se primesc prin bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acum, care este forma de... Banii de concedii medicale sau ce bani? Banii de concedii medicale plătite de angajatori în numele statului. Ascultați-mă puțin. Depinde foarte mult de forma de... Nu a ajuns la Comisia de Muncă această propunere. În schimb, ce pot să vă zic? Depinde foarte mult de forma de compensare pe care ați propus-o, dacă ea este viabilă. Trebuie să vezi, este viabilă. Trebuie să te duci să vezi, să vină reprezentantul ANAF-ului și să-ți spună, da, domnule, se pot deduce acești bani, pentru că se poate face o astfel de procedură. Dacă nu, nu știu acum, pentru că știți care e treaba, e foarte simplu ca noi să legiferăm ceva în Parlament, nu neavând nicio legătură exact. Angajatorii, dacă nu mai aș vrea, domnule Băltărețu, să revenim la discuția politică, pentru că am o curiozitate la domnul Polac, aceeași pe care am avut-o la dumneavoastră și mi-ați dat un răspuns concret. Dacă o alianță PSD-PNL nu vă este teamă, că de obicei în politică 1 plus 1 fac 2, asta e clar, adică nu putem să spunem că PSD are 30%, PNL 20% și face 50%. Nu cred că vă așteptați nici vreodată la asta. Întrebarea este dacă nu dezamăgiți o parte din electoratul PNL în special, că vă asociați cu PSD. Bine, acum... Cu siguranță. Și că mai degrabă pierdeți. În momentul de față discutăm scenarii. Discutăm scenarii, așa este. Mai sunt scenarii care s-au adeverit între timp. Este adevărat și acest lucru. Și nu, nici nu am negat că există un, practic, un motiv pentru care avem această discuție. Fenechi, o ordonanță de urgență pe codul administrativ ar fi unul din actele normative de care aveți nevoie ca să faceți această comasare. De ce nu, nu avem nevoie de un act normativ.
Un act normativ în sistemul legislației românești înseamnă o lege sau o ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență poate interveni în zona codului administrativ, așa cum o lege poate interveni. Ne-au anunțat colegii de la USR și respectiv de la AUR că în ipoteza în care promovăm modificarea legislativă, vor ataca la curte. În scop electoral, dar este o chestiune democratică și o chestiune legală. Din punctul ăsta de vedere, guvernul poate interveni pe codul administrativ cu ordonanță, care poate fi la rândul ei atacată pe un alt sistem. Asta nu înseamnă că un act normativ emis de guvern nu poate fi atacat la Curtea Constituțională. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi am venit cu o propunere de a realiza niște comasări pentru a crește gradul de reprezentativitate, pentru a nu scoate de 5 ori românii la vot. Am avut niște argumente destul de serioase. Ele au intrat în atenția coaliției, care miercuri urmează să decidă. Ce vreau eu să vă spun este că, indiferent că se decide sau nu comasarea, Partidul Național Liberal este pregătit pentru alegeri. Avem atât o strategie destul de bună, cât și candidați cu care credem că Partidul Național Liberal își va valorifica valențele electorale și cu siguranță vom merge mai departe pentru a asigura stabilitate României. Domnule Fedechiu, ce fel de stabilitate dați României cu această incertitudine despre care tot discutăm de săptămâni bune, în care vrem să votăm, dar nu știm când și pentru ce vom vota, nu știm dacă eu vor fi cred. Liste comune sau separate. Doamna Bernatschi, eu nu cred că românii de la talpa țării nu pot să doarmă noaptea că nu știu când votează. Eu știu așa, că data alegerilor o stabilește guvernul. Din punctul ăsta de vedere, e clar că la nivel european s-a stabilit că data alegerilor europarlamentare este 9 iunie. Guvernul urmează să stabilească cel târziu cu 90 zile înainte, dacă vom avea și locale pe data 9 iunie. În rest, nu cred că este o problemă de măcinare a populației, nu cred că populația are incertitudini în sensul ăsta. Da, știu că în presă există o discuție, știu că opoziția ne atacă, știu că cei care nu doresc progresul României și care vor ca România să se apropie de Rusia și care se apropie de Kremlin promovează asemenea mesaje, dar una peste alta, eu cred că drumul României trebuie să fie unul pro-european și cred că e normal ca această coaliție de guvernare să facă tot ceea ce depinde de ea pentru ca parcursul pro-european al României să fie unul liniar, predictibil, în interesul românilor. Eu așa cred. Credeți că, că nu va mai fi acest parcurs european dacă faceți alegeri separate, așa cum scrie la lege astăzi? Eu cred că în ipoteza în care ponderea celor care contestă guvernul va crește, parcursul pro-european ar putea fi puternic perturbat. Dar nu asta era discuția în legătură cu când vor fi alegeri. Cred că e mai bine să aduci românii la vot pe 9 iunie și respectiv în la începutul, la sfârșitul noiembrie, începutul decembrie, decât să faci tot anul 2024 un an electoral. Așa cred eu, pot greși. O întrebare tehnică am la dumneavoastră, domnule Fenechiu. În cazul în care vor fi alegeri comasate, știu că la dumneavoastră în partid s-a discutat intens această variantă, indiferent cum și care e varianta de comasare. Înțelegem așa că vor fi birouri electorale separate, secții separate. Sigur. Cum? Vor fi birouri diferite pentru alegerile locale și pentru alegerile europarlamentare. Și secții? Și secții diferite, sigur. Și secții deci, diferite. În același loc, votezi pentru europarlamentare, te duci dincolo și votezi pentru locale sau invers. Dacă poți, că s-ar putea să poți pentru europarlamentare, să nu poți pentru local. E mai greu în România să faci treaba asta. Păi nu, dacă asta eu nu am domiciliu în București, pot să votez pentru europarlamentare, nu pot să votez pentru alegerile locale. Asta e viața. Acum sunt niște reguli care trebuie respectate. Da, până asta e viața. Eu sunt siderată totuși că domnul Fenechiu, pe lângă faptul că este avocat, mai este și în Partidul Național Liberal, care până de mult se considera un partid democratic. Acum să spui asta e viața, luând oamenilor dreptul la vot, pentru că știți, domnul Fenechiu, că mai este și problema acelei vize de flotant, care trebuie obținută cu 6 luni înainte dacă vrei să votezi în orașul unde
locuiești. Eu cred că viza de flotant nu obții ca să votezi. O obții pentru că e o obligație legală. Nu cred. Poate că vrei să și votezi, cine știe. Nu, poate nu te-ai mutat acum 6 luni. Poate să votezi pe cineva. Ascultați-mă, domnul Fenechiu. Ascultați-mă, există cazuri în care oamenii s-au mutat într-un oraș acum o lună, da? Și ar vrea și ei să voteze în acel oraș primarul. Ce faceți? Le luați dreptul la vot acelor oameni? Și vorbeați de această comasare și de drumul pro-european. Păi nu era o atitudine pro-europeană să începeți o discuție acum un an, dacă chiar voiați comasare și să luați decizia atunci și să oferiți predictibilitate deci oamenilor și așa mai la departe? Anului trecut. Și cred că am adus suficiente argumente. Dacă în coaliție se decide să se facă, se face. Dacă nu, mergem pe alegeri individuale, cum vă doriți voi și cum își dorește Aurul, și vă vom arăta că și în ipoteza asta Partidul Național Liberal este o forță. De ce n-ați ocupat timpul, nervii, inclusiv v-am vorbit cu oameni pe stradă, nu mai suport această discuție despre comasare. Și dezbaterile din spațiu public. Păi da, oamenii nu mai suport această discuție inutilă despre comasare. Oamenii sunt sufocați de taxe, de taxe. Taxa pe boală, voastră. De taxa pe soare, s-au săturat efectiv să fie taxați la sânge și dumneavoastră vorbiți despre această comasare. Poate vor avea mai puțin de ales, doamna Plână, dacă merg colegii de la PSD și PNL pe liste comune, e alianța de care dumneavoastră faceți parte, mai sunt cei de la AUR, nu vor fi atât de multe pagini la buletinul de vot. Se simplifică lucrurile, uitați, Să știți că eu ca un om politic cu valori liberale îmi doresc să fie cât mai multă democrație și în ceea ce privește alegerile. Dacă este un partid mai mic sau un independent care vrea să candideze, vreau să văd și ca cetățean vorbesc acum, să fie șanse egale pentru toată lumea să poată să candideze în aceste alegeri și eu cred că ca societate, așa ar fi sănătos să gândim. Și aici mă refer și la spectrul politic. Și mai e și problema asta. Apropo de alegeri, știți foarte bine că vor fi 4 luni de zile, iunie, iulie, august, septembrie, când în unele localități se vor suprapune aleșii. Primari în funcție cu următorii primari aleși. Pentru că aș vrea tot așa, domnul Fenechiu, dacă poate să mă lămurească, domnule Fenechiu, vedem că în ultima perioadă sunt extrem de mulți primari aleși locali și nu numai, inclusiv europarlamentari, care fac transferuri de la un partid la altul și caută locuri eligibile. În privința aleșilor locali, aleșilor locali, lucrurile stau foarte clar. Nu își pot da demisia dintr-un partid ca să plece într-un alt partid. Astăzi vor avea nevoie de un alt act normativ, da, o ordonanță de urgență, la fel ca în 2014, am impresia, să primească o derogare cei care vor să schimbe partidele. Ar trebui dată și această ordonanță să vedem cum pleacă de la un partid la altul, cum migrează primarii. Domnule Fenechiu, dacă ne auziți. Vă aud, spuneți. Vă întrebam dacă ar trebui dată o ordonanță de urgență sau un alt act normativ care să permită primarilor să fie trase și să scrie partidele înainte de alegeri, pentru că în legea actuală, dacă se face comasarea, nu vor putea face acest lucru. Sau ar trebui să rămână fiecare pe listele pe care au fost aleși? Eu cred că în înțelepciunea clasei politice, astea sunt lucruri care se pot rezolva. Există o discuție în sensul ăsta, există soluții. Și cred că depinde foarte mult de maniera în care noi ne dorim să ținem cont de interesul românilor. Deci confirmați că există discuții în acest sens, să se poată da ordonanță de urgență pentru primarii traseiști. Dar v-am spus de la început că se poate prin lege sau prin ordonanță de urgență. Eu personal... Da, vă întrebam de primarii traseiști, se poate să schimbe partidele înainte cu 4 luni de terminarea mandatului. Poate să candideze unde vrea. Deci vor putea candida unde vor. Din punctul ăsta de vedere, cred că cetățenii decid. Da. Doamna Prună. Da, am văzut liber și eu... Liber la traseism? Da, liber la traseism. Am văzut că până la urmă deja încep sau se fac anunțuri de primari care trec de la PSD la PNL. Am văzut că cei de la PSD tot fac schimburi cu AUR. Să știți că mai sunt și greșeli la USR, nu spun astfel de oameni care până la urmă trădează, dar dacă vă uitați la PSD și la PNL, acolo este ceva sistematic și am văzut-o de 34 de ani. La noi
sunt niște... Aveți și puțin aleși locali. Trebuie să ținem cont de faptul că în acest moment 88% sau ceva din aleșii locali sunt PSD-PNL. Atenție, nu spun, cum v-am spus, nu spun că izolat mai sunt cazuri și la noi, dar marea majoritate a celor care migrează dintr-o parte într-alta și am văzut aceste schimburi inclusiv cu cei de la AUR sunt la PSD și la PNL. Acum eu nu mai înțeleg, că pare că își fură unii de la alții, adică sunt într-o guvernare, dar tot ei se fură unii pe alții. Ce se întâmplă dacă vor avea liste comune? Păi asta poate spun, că pe de o parte vor liste comună, de cealaltă parte dau liber la traseist ca să își fure primarii unii de la alții. Nu, sincer să fiu, nu înțeleg exact ce vor să facă. Cel mai bine ar fi să fuzioneze celor două partide, să mai avem atâtea acte normative care se dau. Domnule Fenechiu, ce comasați, dar comasați și listele? Nu comasăm nicio listă, deci noi am discutat despre două comasări, comasare locale cu europarlamentare și respectiv prezidențiale cu turul întâi de la parlamentare cu turul întâi de la prezidențiale. Da, se discută și posibilitatea unor strategii comune în primăriile unde nu avem primari de la PNL sau de la PSD, unde putem stabili niște strategii comune și putem stabili și niște strategii comune de campanie, pentru că ne dorim să asigurăm un guvern de stabilitate și după alegerile din 2024. Adică primăriile, Primăria Generală a Capitalei, Primăria Sectorului 1, Primăria Sectorului 2, Primăria Bacăului, exact. Brașov, exact. Timișoara. Exact, exact. Aici să aveți candidați comuni și doar aici, strict aici, în aceste primării. Exact. Și asta ar aduce avantaj, sau cum urmează să fie împărțite, cu candidatul care are cele mai mari șanse în localitatea respectivă? Cu siguranță în discuția de miercuri ar putea să fie lucidată această problemă. Nu vreau să fac speculații. Adică, spre exemplu, la București, din sondaje, știm că doamna Firea ar putea să are cele mai mari șanse să bată pe Nicu Șordan, da. Domnul Burduja insistă că e candidatul unic al coaliției. Nu știu până miercuri, până când nu se decide o anumită situație, eu n-aș vrea să comentez. Da. Deci avem așa, strategia PSD-PNL contra AUR pentru europarlamentară ca să mergem pe parcursul european și strategia PSD-PNL contra USR la alegerile locale, doamna Prună. Eu asta înțeleg de la domnul Fenechiu. Da, nu știu, este halucinant, este o trădare a electoratului. Nu ne spunea PNL acum 3 ani jumătate, votați PNL ca să scăpați de PSD. De fapt, votați PNL ca să aducem PSD înapoi la guvernare. Nu spuneau dumnealor că doamna Firea este de nevotat. Acum pare că o susțină împreună pe doamna Firea. Vă spun sincer, eu cred că oamenii din țara asta își dau seama până la urmă ce mai reprezintă acest PNL și mai ales că, iată, oficializează acest mariaj cu PSD și la locale, da? Și la locale păi unde... Stai să vedem, că n-am spus că și la locale. Păi pare că a spus locale. Domnul Fenechiu, da, doar punctual, punctual, doamna Prună. Strategia este mult mai amplă cea discutată da, în coaliție. Sigur, e foarte amplă. Totuși foarte amplu deci, nu mai știm la aceste două partide. Când avem, da. Pe ce avem, pe europarlamentare, da. pe locale doar în anumite localități, adică vom vedea ce vor mai înțelege asta oamenii. Se numește trădare, vă spun sincer, trădarea electoratului. Din partea PNL, care, iată, susțin candidați PSD și cel puțin pe București, mi s-ar părea un scandal să o avem pe Gabriela Firea din nou la primărie, după ce am văzut de ce a fost în stare 4 ani de zile. Sigur, dar trebuie să vedem și cum se materializează acele voturi. Dar n-a reușit să convingă în 4 ani și oamenii nu-i mai dau o șansă pentru încă 4 ani, nu putem să dăm tot vina pe Gabriela Firea, adică sau pe un alt candidat, sau faptul că candidează mai mulți oameni. Nu dau vina pe Gabriela Firea, dar vă dau doar exemplul din foarte 2016, scurt, dacă vă aduceți aminte, Nicușor Dan practic a pierdut pentru că PNL nu l-a susținut. A candidat domnul Predoiu după ce și-au schimbat de N ori candidatul, da, domnul Predoiu a luat 11%, Nicușor Dan a luat vreo 30%, adunate voturile ar fi câștigat Nicușor Dan. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că votanții de dreapta, ce s-a văzut practic, în 2020. Da, votanții de dreapta adică din București l-au susținut pe Nicu Șordan. Și eu zic că a fost dat un semnal atunci și ar trebui totuși, din respect față de bucureșteni, să fie susținut în continuare Nicu Șordan la primăria Capitalei. Altfel, mie mi se pare, o trădare a votului oamenilor. Domnule Fenechiu,
Analiști politici și numai, inclusiv colegii de-ai dumneavoastră din coaliție, spun că această comasare s-a decis pentru a-i salva scaunul lui Nicolae Ciucă în fruntea Partidului Național Liberal. Este o tâmpenie de necomentat. De ce? Nicolae Ciucă este președintele PNL. Astăzi. Este un general prestigios, este un om care se bucură de un prestigiu în interiorul societății române. El nu a fost stabilit ca și candidat pentru că noi avem niște proceduri. În momentul când Nicolae Ciucă va fi anunțat ca și candidat, vă spun că va fi în top în cursa pentru președinție, iar din punctul ăsta de vedere, aceste alegații nu au legătură nici cu ce face PNL-ul, nici cu principiile Partidului Național Liberal. Ciucă e un om serios, un om care... Nu contestă nimeni acest lucru, domnule Fenechiu. Am văzut și alți oameni serioși care au condus Partidul Național Liberal și care, la un moment dat, au fost înlăturați. Și oamenii au văzut scenariul din 2014, da, cu Crin Antonescu, și pare așa că se repetă acest scenariu cu Nicolae Ciucă în locul lui Crin Antonescu. Nu puteți să spuneți că Crin Antonescu nu a fost un bun președinte de partid, dar a fost înlăturat imediat după europarlamentar, pe același scenariu. Vă rog, domnule. Da, vă ascult. Deci, da. Eu vreau să vă spun așa, că Nicolae Ciucă este președintele Partidului Național Liberal. Nicolae Ciucă este omul pe care PNL îl susține și din punctul ăsta de vedere nu facem nici comparații, nici similitudini. Deci domnul Ciucă este omul pe care PNL îl susține și omul cu care PNL crede că va câștiga alegerile prezidențiale. Românii vor decide. Nu vrem nimic altceva decât ca să ajungem la vot și românii să decide cine va fi președinte. Ciolacu, Ciucă, Simion, noi credem că va fi Ciucă. Ar fi un eșec ca prezidențiabilul Partidului Național Liberal, oricare ar fi el, să nu câștige anul acesta alegerile prezidențiale și după 20 de ani, putem spune, PNL să nu mai aibă președinte? Cu siguranță da, dar acest lucru nu se va întâmpla. Prezidențiabilul PNL va câștiga alegerile. Da, păreți foarte convins, la fel de convins și cei de la Partidul Social Democrat și mă bucur că am ajuns la acest subiect pentru că între timp s-a alăturat și Florin Spătaru din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Spătaru, bine ați venit. Bună seara tuturor. Vin de la un eveniment foarte frumos, încă o navă militară s-a lansat la Galați, așa că cred că e un... E de bine, nu? E de bine. Veniți cu vești bune, că noi am discutat doar de comasare și de traseiști politici până acum. Da, vedeți, în România se produc și navă militară. Avionul militar pe care l-ați promis dumneavoastră. Eu am promis acel proiect major în domeniul aviației și aștept ca toți cei din industria aviației să creeze așa numitul Aviation Valley. N-am văzut nici măcar Valea. A, vedeți, nu numai un om este cel care, nu doar un om poate să creeze un astfel de sistem, ci oamenii care lucrează. A, de la oamenii la care lucrează. Da, și vor avea tot sprijinul guvernamental, cu siguranță. Da, da. Domnule Spătaru, dacă tot ați venit așa cu un vibe foarte bun așa în emisiune, haideți să vă întreb și așa de traseiștii ăștia care vin și pleacă de la PSD și merg la PNL, vin de la PNL. Astăzi domnul Ciuhodaru a părăsit barca social-democrată, s-a dus spre AUR, așa, candidat la primăria Iași. Doamne, fiecare persoană, în special cei care sunt implicați în politică, au libertatea de a alege. Dacă până acum Partidul Social Democrat nu le-a oferit satisfacția și platforma pe care și-o doresc, probabil că la AUR găsesc ceva mai... găsesc anumite proiecte care s-ar putea să li se potrivească. Ceea ce putem să spunem este în felul următor, că cei care cred în social-democrație trebuie să rămână în Partidul Social Democrat, pentru că am și demonstrat. Dacă ne uităm un pic la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2023, da? Avem peste 100 de miliarde de lei bani investiți în economie, lucru care se regăsește în economia reală și în veniturile, care... Da, se regăsește în buzunarul românilor, domnule Spătaru. Asta e principala problemă, că nu se resimte această creștere economică în buzunarul fiecărui român.